Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere dintr-o curte comună din Timișoara au ajuns pe rețelele de socializare. O familie, părinți și copii, este surprinsă în imagini în timp ce avariază autoturismul vecinilor. Bărbatul care a distrus mașina și și-a amenințat vecinii a ajuns după grație, însă proprietara agresată se teme acum și mai mult. În urmă cu aproape două săptămâni, după ce și-a amenințat în repetate rânduri vecinii, familia a trecut la fapte. Victima a fost autoturismul aflat în curtea comună. Proprietarea mașinii s-a închis în locuință până la sosirea poliției. Aceasta este casa mea părintească. Probabil vă întrebați de ce am suportat acest calvar. De aceea, pentru că este mai mult decât bani, este vorba că aici au murit părinții mei, aici am crescut copiii. Și nu pot să renunț și le-am spus acest lucru, că nu vreau să plec. Deci totul a pornit pentru că au pus ochii pe un apartament în această casă în care au trăit și părinții mei, un apartament muncit din greu, să știți, de două generații, așa am reușit să-l cumpărăm, muncind din greu, două generații. Și eu acum, după viață de muncă în această țară, trăiesc terorizată la pensie de acești oameni care se folosesc de copii și ziua și noaptea ca să ne terorizeze, să nu ne lase să ne odihnim. Scandalul durează de ani de zile și a început imediat după ce familia respectivă a intrat în posesia unuia dintre apartamentele aflate în curtea comună. Zilnic, polițiștii sunt chemați la această adresă din Timișoara, însă, indiferent câte amenzi primesc, vecinii continuă să-i terorizeze pe cei care locuiesc aici. În urmă cu două săptămâni după ce au vandalizat autoturismul, polițiștii l-au reținut pe bărbatul care este surprins de camerele de supraveghere. Acum s-au sesizat și autoritățile locale care vor trimite în control inclusiv reprezentanți de la Protecția Copilului, pentru că în tot scandalul au fost implicați și minori. Ce lipsește și ce a lipsit întotdeauna e o colaborare interinstituțională. Practic, genul acesta de fapte complexe trebuie prinsă într-o menghină de toate instituțiile statului pentru ca aceste fapte să nu se mai petreacă. Asta facem noi de câțiva ani, documentăm și sancționăm toate abaterile pe partea de disciplină, pe partea de abuz pe patrimoniul Timișoarei. Cumva aici avem o situație specială pentru că a fost și documentată de proprietari foarte bine foto-video și atunci cumva și celelalte instituții ale statului vor trebui să intervină. Nu este singurul caz de acest gen care se întâmplă în clădirile istorice din Timișoara. Cel mai recent scandal a fost în urmă cu 2 ani, când voluntarii Asociației LOX din Timișoara au fost amenințați cu moartea și atacați cu pietre de o familie pe bulevardul Loga, unde închiriaseră o locuință. Scandalul s-a sfârșit doar după ce cei de la asociație s-au mutat într-o altă locație din Timișoara.